Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi o să pregătim un burger delicios de vid. Haideți să vă arăt de ce avem nevoie. 500 de grame de carne de vită, 4 chifle, salată verde, 4 felii de brânză cheddar, o roșie, o ceapă, sare și piper după gust, pentru sos un castravete murat, 2 linguri de maioneză, 1 lingură de ketchup, 1 lingură de muștar, jumătate de linguriță de boia iute. Începem să pregătim sosul. Tăiem castravetele în cubulețe mici. Punem maioneza, ketchupul, muștarul și amestecăm. Iar pentru o notă picantă, adăugăm o jumătate de linguriță de boia iute și continuăm să amestecăm. Pregătim carnea pentru burger. Punem sarea și piperul și amestecăm foarte bine. Împărțim carnea în 4 părți egale. Așezăm pe o hârtie de copt și aplatizăm cu degetele până la obținerea unei forme circulare și plane. Ungem tigaia cu puțin ulei. Punem carnea și gătim pentru 4-5 minute pe fiecare parte. După ce le întoarcem, punem câte o felie de cheddar pe fiecare bucată de carne. Tăiem ceapa julien. Într-o tigaie cu puțin ulei, punem ceapa la prăjit și o gătim până se înmoaie și devine aurie. Tăiem roșia în felii subțiri. Așezăm chifla pe un tocător
și o tăiem în două părți egale. Punem o lingură de sos. Adăugăm carnea, puțină ceapă, două felii de roșie, încă o lingură de sos și o frunză de salată. Punem capacul și vă urez poftă bună! Sigur o să vă placă această rețetă. Aștept să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare!